Dacă permiteți, aș putea doar să vă spun ceva care am auzit, dar care nu am probe. Și anume, proba care este? Eu eram și președintele organizației județene a Partidului Democrat. În Râmnicu Vâlcea, în județul Vâlcea, PSD-ul era tot timpul fruntea. Am reușit să câștig primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. În al doilea mandat, deci în campania de al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu, la o întâlnire la București, unde a fost toți președinții de organizații din țară, prin discuțiile care s-au terminat la terminarea ședinței, domnul președinte Băsescu a spus că obiectivul dumnealui pentru al doilea mandat este ca trei oameni să intre la pușcărie. Unu, Voiculescu, Vântu și și Năstase. Voiculescu, Vântu, Năstase. După aia ce am auzit, după ce m-am eliberat, am auzit niște zvonuri, în sensul că s-a dorit foarte mult să dea un exemplu din partea Partidului Democrat și am picat eu întâmplător, în așa fel încât să nu poată fi acuzat că ia doar de la PSD. Și atunci hai să sacrificăm un om de-al nostru. De fapt, mi-au și spus foarte mulți colegi că într-un război atât de mare există și pierderi colaterale. Viața deci, unui om era o pierdere colaterală. L-ați auzit pe Traian Băsescu cu urechile dumneavoastră spunând că în al doilea mandat obiectivul este să-i bage la pușcărie pe Voiculescu, Vântu și Năstase? Da, trebuie să plătească. Eram la o discuție când eram la un șpriț după pădării. Bun. Asta e știre. Asta e super știre. Asta a doua știre, chestiune. Domnul Gâtău, sunt convins trebuie să plătească, da. În toți anii ăștia, în toți anii ăștia în care a fost hăituit, a fost torturat, cum ne povestiți, sunt convins că v-ați gândit, bă, de ce tocmai eu? Că dacă îl ia pe domnul Ciuvică sau pe mine și ne inventează ăștia ceva, știm de ce. Că vorbim la televizoare, potriva statului subteran. Nu pot să-mi explic de ce. Deci, pentru că împotriva dumneavoastră s-a pus în mișcare un întreg sistem. Aflu de la domnul avocat exact. Acum că s-a intrat, doamna Livia Stanciu a intrat la un singur cum se numește, termen. Și e foarte semnificativ, acest amănunt s-a votat cu 2-1, iar când președinta instanței este în complet, votul ei este precumpănitor. Așa.